Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Doamnelor și domnilor, să-l primim cu aplauze furtunoase pe Marian Vida! Hey! Marian, hai să Marian! Mi-am pierdut pixul! Unde e pixul? Domnul Marian! Cu numărul 6 pe tricou! În această apocalipsa umorului! Maricina, Maricina și nebolul, dar nu știu, dar nu știu unde mi-este dorul. Maricina, mare dorul, dar nu știu unde mi-este dorul. Și mă așteaptă puișorul. Dar ce zice, ma? Maricina, mare dorul, mare norul. E nor radioactiv. Ca manechina. Frunzuliță, frunzuliță de sâncară, ești mândruță, ești mândruță până afară. Doar o vorbă să te întreb, să mă soror să te aștept, să te strâng mândră la te. Apoi bună seara! Bună seara, domnule! Bună seara, bun găsit! Am venit că ne-a spofit. Căutăm o mândră floare albă și mirositoare. La mire vrem să-i o dăm. Noi cu forța. Nu o luăm, o luăm cu voie bună. Să-i punem pe cap cu nună. Ca acest fecior o iubește și lângă el și-o dorește. Din câte mi-a povestit nirele când am pornit în aflorii căutarei cu un alaia și de mare. Oh! El mi-a scris, mi-a desenat dintr-un car, ne-a arătat cum că în casa asta mare s-ar afla o mândră floare pe care o căutăm și nici cum de aia nu dăm. Trebuie să pună subtitrări. Sper că nu vi supăra cum intra și om căuta. Iar din nou găsim. Ieșim și vă mulțumim. Dar pe mirele la rost să-mi spună pe unde a fost și de-a fost tras o răfobat când e vasă și-o căuta. Curaj, nire și îndrăznea și azi norocul de bine. Iar din noi afla, noi cu toți ce-o ajuta. Ce e asta? Păi dacă mirele este bolnav sau fără capacități motrice, nu poate să-și caute femeia, înseamnă că nu o merită. Mă numesc Vida Marian și vin din județul Maramureș. No. Din Maramureș, unde no, are 11.000 de înțelesuri. Păi da, normal. No. No. Dar... No, no, no. No, bine, dar... Unde propoziția se formează din cele 7 silabe. Noni la el cât be. Așa facem noi moroșenii. Noni la el. Noni la el. Așa îi, noni, uite ce tu la el. Noni la el. Na. La ei, no, e foarte plin de sens. De fiecare dată când mă duc la Cluj, aveam sens că mă refuză. Bine și noi o bere? No. No. Bine și noi? No. No. Dar ce aveți, bă? No. Și la Suceana? No, bine. Îmi place foarte mult că nu se zice mănânci. E adevărat că se zice că mânci. Mânci, dar... I-ați mâncat și literele de la mănânci. Atât de mult ați mâncat. În comoditate. Că așa este la noi, la noi după bucate de vreme, după ce și mănânci și mai și bei, uiți și cuvintele, dar vite litere. Că nu mai, la noi nu se mai zice bună dimineața, zicem neața. Nu, să zice și de la noi. Neața, dar nu, no, revin la noi, că îmi place foarte mult. Ce nouri mai sunt? No, 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 no. Oh, no. 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 Mamă. No. No. Adică asiste la o naștere. Adică asiste la o naștere și nu ia lui. Te poți să poți o conversație cu nouri. Da. No? No. No, avem așa. Persoana care să te întrebe cam cum e vremea. Da. No? No, no, no. Mi se pare că seamănă no cu un număr foarte drăguț despre în limba engleză, că nu mai are sens. Osho are un clip pe YouTube foarte mișto despre cuvântul care de situații în care răspunsul sau folosirea cuvântului e foarte funny. Și atunci acest no e foarte mișto, că e plin de foarte multe sensuri și este adică ceva... Domnul Marian Vida, tocmai l-am cumpărat cu Osho. Putea să fie cumpărat cu Osho dacă ducea acest număr de no, îl ducea în foarte multe situații funny. Amu, că așa este, eu gras și eu recunosc. No.
Cred că cel mai sincer și unul dintre defectele mele, că sincer, da, mă-s gras. No. Și de aceea să știți că am venit și pregătit. Eu mi-am adus și cu mine o rangă. No. Da, da, dar să vă spun de ce. Eu am crezut că vin la cei și tătiu și leznici și noi puteam încăpe și să lasă că vin. Dar e foarte frumos. E frumos, mi-l dăruiți? Da. Vin împrumut numai atâta. 2 ani. Cu suspendarul sau fără? Probațiune cu și mai am încă ceva pentru așa. Voi, dacă îmi permiteți. Și cu asta termin, probit. Eu cred că aveți niște cadouri pentru noi, eu așa ei, nu... Stai, da, eu așa locul. Cred. Da, numai un pic, dacă îmi permiteți să mă apropiem, mă permiteți? Da, vă rugăm. Așa, bun, Pălincă, da. Măi, e ospitalitatea românească. Au venit la duc juraților, fac... Prezentatorii nu sunt acolo tot timpul pe scena principală. Bă, da, mă, domnul Șerba, dar cine e gazda aici, mă? Păi cine, mă, noi, mă? Așa atunci? Gazda nu-ți dă cu votul, mă. No. Dar să chiar îi faci. Extraordinar. Foarte frumos! Mulțumesc! Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet.